stai, stai! Au, du-mă puțin până aia, te rog. Hei! Hei! Bine, foarte bine! Filmul e o adaptare liberă a textelor lui Max Blecher, în special a romanului autobiografic Inimi cicatrizate, un roman scris la sfârșitul anilor 30, în care autorul își descrie experiențele de pacient într-un sanatoriu de tuberculoză osoasă. Pe vremea tuberculoza osoasă era la coloana vertebrală. Era o boală care nu se trata pentru că nu existau antibiotice și atunci pacienții erau imobilizați în gips și stăteau în sanatorii până când se vindecau sau boala li se agravea și puteau muri. Și ce e interesant în cartea asta, cel puțin, și sper să se fi păstrat și în film, este faptul că, deși oamenii se aflau în situația asta foarte tragică, cumva încercau totuși să aibă o viață cât mai normală cu putință. Și tensiunea asta dintre situația reală și dorințele personajului principal în cazul ăsta, ăsta e subiectul principal al filmului, să zic așa. Aș putea să te invit într-una din seri la mine în cameră? Da? Stăm de vorbă, ascultăm muzică. Și ce am făcut în plus, și de-aia am numit adaptare liberă, ce am făcut în plus a fost să mai iau lucruri din biografia lui Blecher, să iau anumite elemente care vin din textele lui Mihail Sebastian, un scriitor contemporan cu Blecher și prieten, cu el foarte bun, și să mai adaug lucruri care țin, dacă vrei, de contextul sociopolitic al epocii. Și mi s-a părut important, pentru că Blecher, pe lângă că era un scriitor de limbă română extraordinar, era evreu. Și condiția evreului în anii 30 și spre sfârșitul anii 30, mai ales după moartea lui, a fost una dificilă într-o Românie prinsă în acest extremism de dreapta, în acest naționalism, care, din păcate, are un soi de rimă și la ceea ce vedem în prezent, apropo și de Trump în America.